Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune TV de Brașovul. Îmi face mare plăcere să am invitat în prima parte a acestei emisiuni pe doamna profesor Ariana Bucur, inspector școlar general. Bine ați venit la TV de Brașovul și la Brașov TV. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc să aveți succes în noul sediu și emisie cât mai lungă. Ne stăduim, vă mulțumim și noi pentru urări. Și vă așteptăm cu drag întotdeauna pe dumneavoastră și reprezentanții învățământului. Mulțumim. Brașovean, pentru că avem și de ce. Corect. Și vom vedea în această emisiune cu dumneavoastră împreună de ce învățământul brașovean, învățământul la Brașov, am titlat noi prima parte a acestei emisiuni, de ce învățământul brașovean merită o discuție serioasă în acest studio acum cu dumneavoastră, inspector general școlar. În primul rând, consider că educația merită o discuție serioasă, pentru că este viitorul nostru și trebuie categoric să acordăm importanța cuvenită. Și în al doilea rând, faptul că Brașovul, prin rezultatele pe care le-a obținut în examenele naționale, s-a poziționat frumos pe locul 2, locul 3, ceea ce ne determină să fim mândri de colegii noștri, de elevii noștri, și, bineînțeles, de părinții care sunt alături de noi și fără de care n-am putea avea aceste rezultate. Deci trebuie să existe acest parteneriat ca tinerii să aibă succes. Deci eu mă refeream instituțional. Sigur că despre educație putem vorbi multe și vrute și nevrute și mai ales necesare. Sunt foarte multe lucruri. Am mai discutat și înainte de emisiune câteva chestiuni care țin de educație și de sistemul de educație național, care are anumite fluctuații, ca să nu spun altfel. Dar în ce privește instituția dumneavoastră care se ocupă cu asta și se ocupă bine și temeinic la Brașov, mă refer la Inspectoratul Școlar Județean, sigur că într-un fel administrați, în alt fel gestionați, în alt fel vă bucurați și împreună cu noi, brașovenii, de rezultatele pe care dumneavoastră le-ați spus aici așa în viteză. Da. Locul 2, locul 3 sigur este, cum să zic, important. Eu vă doresc să aveți locul 1 și bănuiesc că sunt resurse pentru asta. A început anul școlar, doamna inspector general, nu de mult timp și sigur am avut așa mare aia de copii. Pe străzi încep din nou să umple străzile cu frumusețea lor și cu, cum să zic, cu bucuria aia celor care se duc la școală și se întorc de la școală cu ceva în plus. Acele surâsuri de copii plus ce au ei în spate. Probleme nu sunt, înțeleg, nu la Brașov din acest punct de vedere. Ați avut, n-aveți? Ca orice început, nu pot să spun că a fost perfect de la bun început. Am mai avut niște restanțe la capitolul manuale, așa cum știți, asta vreau pe să vă ultima întâlnă, da, 100 de metri a fost decis să se aloce manuale gratuite, da, claselor a 11-a și a 12-a. Și pot să spun că astăzi am reușit să distribuim aceste manuale în proporție de aproximativ 88% din ceea ce am comandat. În sensul că numai atât ați avut, nu? Atâta disponibile? A fost livrat de către tipografii, da. Deci mai avem încă un procent mic de distribuit. În continuare, la nivelul claselor a patra, acolo mai avem din nou restanță, un minus pe care încă nu-l avem în depozitul de carte. Tot la manuale? Da, tot la manuale. În rest, la catedre sunt... Asta vreau să vă întreb. Deci la acoperirea cu cadre... Brașovul... Mie nu-mi place cuvântul ăsta, cadre didactice. Da, acoperirea cu personal cu personal, didactic sau cu profesori. Cu profesori. Da. Este realizată, bineînțeles, în proporție de 100%. Acolo unde pe ultima 100 de metri nu s-a putut acoperi necesarul prin ședințele publice pe care le-am organizat la nivelul inspectoratului școlar, conducerile unităților școlare au putut angaja persoane cu alte studii sau cu studii medii și în termen de 60 de zile se organizează concurs și se definitivează și angajarea lor, deci practic semnarea contractelor. Surprinzător, anul acesta, față de anii trecuți, unde am avea un deficit de la biologie, anul acesta am avut la fizică și la chimie. A fost și pentru mine o mare deficit. Surpriză. Da. Unde? Ce s-a întâmplat? Sau? Probabil că tinerii nu îmbrățișează învățământul superior cu această specializare.
Ceea ce este alarmant. Stăteam și mă gândeam în perioada 95, 97, 2000-2002, aveam o problemă în condițiile în care profesorii de fizică și de chimie nu aveau suficiente ore și intrau în restrângere de activitate și atunci ne era foarte greu să putem să le oferim ore să-și completeze normele didactice. Iată că au trecut 15 ani sau mai bine de 15 ani și am ajuns în extrema cealaltă în care nu avem cadre didactice. Sistemul nu e planificat, e liber, nu? Sistemul este, nu e planificat atâția, este liber. Atâția, atâția, da, este da. Liber. Și atunci e liber. Dar e dureros că nu mai este atractiv pentru tineri. Că, nu, poate absolvenții sunt cercetare, cei care... Ce Doamne ajută! Da. Sunt cercetare. Da, dar și locurile din cercetare și acelea da. Sunt totuși exact. Puține. Deci aici a fost o surpriză la încadrare, dar am acoperit-o, am solicitat cadre didactice, colegi care s-au pensionat și care au dorit să funcționeze și sunt calificați la catedră. În rest, școlile asta vreau să zic, cum arată pregătirea în unitățile școlare. N-am, știți că noi presa suntem cu ochii pe toată lumea, da. N-am sesizat că ar fi existat probleme din acest punct de vedere, cel puțin în perioada asta și anul ăsta, cu organizarea, cu zugrăvirea, cu pregătirea pentru începutul de noua școlare. Acestea sunt atribuțiile primăriilor, dar s-au onorat de aceste lucrări de igienizare, de zugrăvire. Deci am fost pregătiți, cu alte cuvinte, ca în 12 septembrie să începem și cu organizarea, în forță. Cu organizarea claselor la fel, din punct de vedere, da, să spunem, școlar. Da, este o problemă. Numărul mare, mic, cum mai e? Este mare. Este mare pe clasă. Nu, efectivul pe clasă, efectiv. În mod deosebit în mediul urban și urban mic. Cât e optim, cât e mediu, cât e prea mare, cât e prea mic. Am auzit zilele trecute de solicitări de aprobare, pentru că aceste depășiri sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Inspectoratului, de efective de 36 de copii. Da. Am prins și eu. La... Când da, e adevărat că și noi... Până în 40 eram prins pe vremea noastră. Da. Cel puțin astăzi sunteți mai încoace. E adevărat, dar cred că temperamentul nostru atunci și autoritatea dascălilor și educația și regulile din familie care se regăseau... Conduita școlară era puțin alta și cred că atunci se gestionau mai ușor colective de elevi, deci, așa de numeroase am înțeles, decât cele... O clasă ar fi la 30 maxim, nu așa? Da. Calculat. Da, maxim 30 maxim la gimnaziu. Da, da. Și, repet, media pe județ e în regulă, dar este realizată cu ruralul, acolo unde, din păcate, unde populația școlară este în descreștere. Astea sunt. Noi cât avem? Deci câte unități avem de învățământ în județul Brașov, per total? După aia pe gimnazii, pe licee, pe școli profesionale? Noi avem 185 de unități cu personalitate juridică, dar unitatea cu personalitate juridică poate avea în subordine, în structură, o unitate arondată. De exemplu, școala gimnazială Șinca Veche are arondată școala Perșani. Da? Deci unitățile cu personalitate juridică, da, sunt, așa cum v-am spus, 185, de toate sunt 441 de unități școlare la nivelul județului Brașov, cu o populație școlară aproape de 82.000 de suflete. Asta înseamnă cam 20% din populație. Nu chiar, da? Cam așa. Cam așa. Cam 20% da, din populație. Cam așa, da. Și un corp profesoral. Asta vreau să vă întreb, așa, de aproximativ 6.000 de dascăl, da, completați de personalul auxiliar și personalul nedidactic, ajungem undeva la 8.600-8.700. Salariați din învățământ. Da, da. Da, astea cam sunt. Acestea sunt. Bun, dimensiunile. Am înțeles. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți în interior, cum ar veni, eu observ mai puțin și prin vorbe, prin discuții, nu mai am pulsul exact. Cum e învățământul astăzi? Asta vreau să știu. Deci am așa o curiozitate, din când în când mă duc și întreb cum mai sunt elevii, cum mai este învățământul, cum mai sunt profesorii. Este o continuă provocare. Dar dați un răspuns așa, ne... Da.
Păi ce pot să vă spun? Copiii, bineînțeles că sunt generația altfel, digitală, exact, da. Cadrele didactice, cei care intră în educație, avem câteodată sentimentul că nu-și doresc și nu vin din vocație, din păcate. E un provizorat spre ceva mai bun, mai bine plătit. Există un segment destul de important de colegi care peste 3, 4, 5 ani maxim vor ieși la pensie, dacă nu se va majora vârsta, generația de aur, vreau să ziceți, învățământ, da, practic, cei, da, care au dus, da, vreo până în 40 de ani, aproape de învățământ, da, da, adevărat, da, între, era să zic, de la, de la, de la, cum să zic, demn de, de cel care a reformat învățământul românesc, mă, da, referam la Spirul Haret. Da. Deci, cam așa, nu? Da, da. Deci, ce pot să vă spun? Știți foarte bine că au intervenit o serie de modificări frecvente. Cu fiecare ministru frecvente, s-a mai schimbat de ceva. Da, nu? Da. Și acum urmează să fie introduse planuri de învățământ noi la ciclu gimnazial. Deci, asta înseamnă lista disciplinelor, numărul de ore alocat pe disciplină, se va modifica în anul școlar următor. Sunt și părți pozitive și aspecte sau discipline pe care noi, cei din inspectorat, ne-am fi așteptat să fie modulare mai degrabă decât pe durata unui întreg an școlar. Educație multiculturală, interculturală. Poți să faci module din această educație civică, practică. Această disciplină este la momentul acesta studiată la nivel gimnazial într-un an de studiu. Mai departe, ce pot să vă spun? S-a reintrodus învățământul profesional. Se dorește ca acest învățământ profesional să fie, să fie de tip dual. Adică? Cred că este ce o necesitate să fie implicat mediul economic. Aha, da, implicat, deci să fie de susținut, școală, mă rog, primărie, da, dar și de oameni de mediul economic. Mediul economic, da. Și care și să participe, cum mi se pare și firesc, în conducere. Și cu susținere financiară, da, și susținere pentru desfășurarea capacități de practică, instruirii practice, exact, pentru că a fost o perioadă de timp în care, nefiind realizat această ofertă educațională, marile întreprinderi s-au dus. Nu am ținut pasul cu tehnologia, cu tot ce înseamnă noutate în tehnică, în economie. Și aici este un handicap. Din păcate, tinerii noștri și părinții lor asociază învățământul profesional cu cel care era cu mulți, mulți ani în urmă și au o reținere și o rezervă în a-și îndruma copiii spre această formă de învățământ. Noi ne străduim să popularizăm ceea ce se întâmplă bine în județul Brașov. Asta vreau să zic, că puteți să primiți felicitări de la noi, de la brașoveni, și dumneavoastră, și primăria, și unitățile economice care au deschis, să zic așa, printre primele din România, nu? Da, este prima astfel de unitate școlară, da, o școală profesională germană, Kronstadt. Da. După modelul ei, avem o școală la Făgăraș, cu reprezentanții ai firmelor franceze. Și se dorește Multiplicarea, da, și chiar și la alt nivel de învățământ, ceea ce se întâmplă acum la Colegiul Tehnic Transilvania, o calificare, nu este nouă, o calificare de tehnician în aviație, care presupune studii liceale sau chiar post-liceale. Și Airbus... Știu că au trimis chiar în Franța pentru instruirea lor tineri care urmează să fie angajați, și atunci de ce să nu-i formeze aici? Să deschide zona asta foarte mult. Da. Și în paralel vom avea o formare a cadrelor didactice, pentru că, așa cum am spus mai devreme, din păcate, formarea noastră continuă în mod deosebit a vizat partea de metodică, de psihopedagogie și, în mai mică măsură, partea de specialitate, deci pe domeniul mecanic, electromecanic,
mecanic și acolo avem un decalaj, dar eu sunt sigură că vom face față și colegii își vor actualiza noțiunile. Primăria a fost deschisă la acest parteneriat și a amenajat ateliere școală pentru acest colegiu, deci vor avea o mini-hală în care să realizeze instruirea practică, pentru că asta ne dorim cu toții, ca partea teoretică să fie dublată de aplicații practice. Cu această parte îi atragi pe elevi, înțeleg mult mai bine tot ce se întâmplă în jurul lor, fenomene, procese. Deci ideal ar fi ca peste tot să fie dublată teoria de instruirea practică. Vreau să vă întreb ceva dintr-o curiozitate. Deci eu țin minte în anii 70-80, când s-au fost introduse liceele industriale, a fost o discuție, lasă-o domnule, că era un fel de hibrid și liceu și pregătire profesională, faptul liceu industrial. Lasă profesional, că și atunci erau și ucenicii, erau cu de muncă, era atunci școli de ucenici, după aia profesionale și acele licee industriale. Eu sunt absolvent de liceu industrial în perioada aia și nu mi-a prins rău că am învățat și meserie și am învățat și carte. Nu te oprea nimeni. Mai există vreo asemenea dezbatere în interiorul sistemului de învățământ din România? Adică s-ar dori așa ceva? Nu. S-ar dori o separare totală, totuși, da, să rămână cele care sunt teoretice, o altă categorie, cele vocaționale, cele pentru sport, arte, muzică, teologie, acestea sunt vocaționale. Adică economiștii nu intră aici? Dacă vreau să fac un liceu economie. Nu, intră la colegiile economice sau tehnologice sau tehnice. Mă rog, nu mă pronunț. Că nu. Iar în cadrul acestor colegii tehnice sunt aceste clase de învățământ profesional. Deci asta este diferența. Atunci când a fost lansată această școală profesională Kronstadt, toți cei din jur au asociat-o unei școli particulare, școli private. Ea este o școală de stat. Bun. Dar are numai învățământ profesional. Este singura la nivelul județului care este așa. Deci acolo unde mai avem clase de profesionali, de exemplu pe care vi l-am dat mai devreme pentru Făgăraș, este un colegiu tehnic care are clase de liceu tehnologic, dar are și clase de învățământ profesional după modelul celor Eu nu înțeleg și n-am reper. Și probabil cei care frecventează asemenea școli pot vorbi și pot explica, sau cei care lucrează. Deci ce învață elevul în școala asta? Într-o școală profesională de acest tip. E de 3 ani, nu? Da, este acum de 3 ani. Absolventul este cu o diplomă de meserie. De calificat. Calificat, de muncitor. Am înțeles. El are posibilitatea să opteze pentru o rută prin care să-și continue studiile liceale, să poată de la ce nivel? Obține. După finalizarea deci anul 3 sau... și în ce an? Deci după aia o ia de la anul 1 de liceu? Nu. Se echivalează clasa 9 și merge de la clasa a 10. Deci un an câștigă. Trei ani de profesională câștigă. Dar poate face transferul și în timpul școlii profesionale, deci nu e obstrucționat. Se poate mișca și pe orizontală, dar și pe verticală, și cu niște diferențe. Ce față din zona de cultură generală? Adică manualele cum ar veni? Este o discuție, apropo de noutățile din învățământ, este o discuție acum între mediul economic și Ministerul Educației. Dumnealor ar dori, pentru că toată situația o compară cu țările din jurul nostru, ar dori ca orele de instruire practică și de discipline tehnice să aibă pondere mult mai mare decât cele de cultură generală. Se presupune că înainte de liceu, în gimnaziu, ai învățat destulă fizică, chimie. Dar avem și exemple în care ajungi la învățământul profesional, n-au făcut față la matematică, de exemplu, și am organizat împreună cu reprezentanții ai firmelor un gen de pregătire suplimentară în care să înțeleagă geometria, desenul tehnic. Asta vreau să spun, că le trebuie. Deci tu ai acces la învățământul profesional după clasa a 8-a, în care până la momentul acela tu n-ai făcut desen tehnic, de exemplu. Da? Deci ne dorim. Deci ne dorim muncitori calificați. Este la profesională,
Bine ar fi fost să fie introduse niște noțiuni încă din învățământul gimnazial. Ei au, în cadrul unei discipline care se numește educație tehnologică, au niște module pe domenii, deci fac un pic de transporturi, un pic de textile, un cât pic de trebuie. Silvicultură, un pic de prelucrarea lemnului. Da. Și acolo ai putea să abordezi la construcții sau, eu știu, problema desenului tehnic, dar nu este suficient. Și pentru desen tehnic îți trebuie matematică și pentru matematică, în mod deosebit, geometrie, trigonometrie. Deci, cred că aici ar trebui armonizate absolut. În condițiile în care ai dori să faci un învățământ profesional puternic. Și repet, legătura cu mediul. Dar e necesar economic. Și din punctul meu de vedere. Este, toată lumea plânge că nu are și mai ales, da, forță de muncă calificată. Care sunt, da, da, așa este peste tot. Acum sunt și situații în care avem elevi, se califică și pleacă. Părăsesc țara. Deci, nu numai noi trebuie să facem efort, cei din educație, să-i pregătim și să existe această forță de muncă calificată, ci și celelalte instituții și servicii ca acești tineri să rămână în țara bine, noastră. Școala îți dă cât îți dă. Deci, niciodată un absolvent de școală, chiar și de facultate, de universitate, nu știe cu ce să mănâncă viața practică într-un loc de muncă până nu-l practică. Este adevărat. Știe cât știe. Deci până nu faci, dar să învață. Da, important da. Este ca învățământul să-ți deschidă și să te perfecționeze ca potențial specialist sau om important în anumit domeniu de activitate. Și să-ți formeze competențele absolut. De a te forma de-a lungul vieții. Învățare da, pe tot parcursul vieții. Pentru că în permanență apar noutăți și dacă ai această deschidere de a te pregăti și a-ți aduce cunoștințele la timpul cuvenit, este da, da, un plus. Vreau să vă mai întreb ceva înainte de a reveni la discuția despre problemele actuale din învățământ și ce se întâmplă acum cu ce activități aveți, ce evenimente aveți în perioada asta. Totuși am o curiozitate apropo de ștafeta asta a generațiilor în învățământ. Știți că sunt câteva modele de dascăl pe care fiecare le avem. Ni le-am fixat așa, dascălul autoritar care așa sau cel deschis, cel care, cum să zic, și nici în pauză nu-i lăsat în pace, fac copii cât după el, se întâmpla și la universitate și la liceu și peste tot, sau un fel de dascăl deschis, un fel de profesor cu capacitate empatică foarte mare față de elevi, cât să-i insufle, să treacă cunoștințele ușor, nu știu care e modelul care s-a impus acum, nu știu cum sunt. Cred că trebuie să fie o combinație. Combinație. Nu, dar sunteți mai aproape de obiectul da. Muncii. Eu cred că trebuie categoric un profesor să fie și empatic. Autoritate poate avea atunci când este sigur. Foarte bine pregătit absolut. Și atunci copilul respectul vine simte imediat când așa. Terenul este sigur așa. Și așa. Și cred că trebuie să fie un prieten al copilului. Bine, deci bine trebuie spus. Să ne respectăm. Pedagogul exact. Adevărat. Pentru că așa au fost și modelele noastre. De care noastră, da, vorbeați mai eu devreme. Erau cu drag de niște da, profesori. Da, și eu la fel. Am avut șansa să am profesori deosebiți care, așa cum v-am spus, ne-au fost și apropiați, da. Dar în același timp au fost și categorii și fermi atunci așa. Când chiar îmi aduc aminte în studenție, în studenția mea, în primii ani de facultate, făceam acea practică da. În agricultură și mergeam la struguri, la cochirleni. E, ce frumos! Da, și acolo, între profesorii îndrumători, era Dumnezeu să-l odihnească, un profesor numit Nicolae Cojocaru, profesor de statistică și acolo, în condițiile acelea în care dormeam în paturi suprapuse și ne spălam la o cișmea în curte și așa mai departe, stăteam seara, povesteam, râdeam și ne-am întors la școală. La școală, la primul seminar pe care l-am avut, da, i s-a adresat pe nume, nu cu prenumele. Și atunci am realizat, a fost prima dată când am zis, opa, de aici până aici este corect. Așa și așa trebuie procedat așa trebuie. Și în ziua de astăzi. Trebuie să fie apropiat, dar atunci absolut. Când lucrurile sunt serioase... Nu, aveți da. O mare răspundere. Și e poate domeniul cel mai sensibil al societății românești, educația, cum spuneați. Cel mai sensibil și cel mai important. Poate alături de sănătate. Alături de sănătate, da. Sigur. Facem o discuție aplicată pe chestia asta cu mai mulți invitați. Să ne întoarcem acum la problemele specifice. În această perioadă discutam înainte de intrarea în emisie că sunt concursurile pentru ocuparea posturilor de directori.
Da. Nu? Și era noutate faptul că nu mai sunt numiți de Partidul Comunist Liberal Democrat, Social Democrat. Nu știu, vreau să spun. Nu. Deci era o discuție că au conduce pe criterii politice. Hai să nu exagerăm. Da, astfel de afirmații categoric au fost, sunt și vor fi, cu siguranță. Deci acum oamenii dau concurs fără să îi recomande nu știu cine de nu știu unde, nu? Nu, este o probă scrisă în 12... Nu, dar a fost așa înainte, până acum niște ani. Poate că existau și erau discrete. Bun. Da, ce poate. Bine. Eu știu, da. Cert este că am rugat-o pe colega mea, doamna inspector Iliescu, care gestionează managementul instituțional, să pregătească o statistică în mod deosebit pentru media pe care să o prezentăm. Să știe lumea că în Brașov, marea majoritate a directorilor au vechime de 10, 15 și mai mulți de ani în funcțiile de conducere. Mai avem un minut. Deci, o fi bine, o fi rău că sunt așa vechi sau așa de puțin mă vechi? Mă gândesc că este foarte importantă și experiența. Este un pericol să fie și rutină. Da, este un pericol ca în orice altă găsiți activitate. Media, nu media ponderată. Exact, da. Și dintre colegii mei, chiar astăzi mă uitam și am văzut că s-au înscris la concurs. Eu le doresc din tot sufletul succes, să reușească și să demonstreze că Brașovul este altfel. Dacă în alte județe au existat direcționări, la noi am ținut cont de profesionalism. Bine, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, le dorim și noi succes noilor directori și, cum să zic, calmul dumneavoastră și zâmbetul dumneavoastră din această emisiune ne dă cel puțin doza de optimism de care avem nevoie să credem încă în această valoare națională numită învățământul românesc. Vă doresc succes! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Facem o scurtă pauză, stimați telespectatori, și ne revedem în emisie cu un alt invitat.